Lor și pentru mitoarele Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru frații noștri, monahi, preoți, diacon, diacon, monahi și monahii, și pentru toți cei într-un Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoria, știitor și binefăcător ai acestui sfânt local. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, enoriași, pelerini, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș, pentru sănătatea și mântuirea lor. Mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și ostenitorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine, sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Cei chemați Domnului, Doamne, miluiește! Cei credincioși, pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, pe dânsii cuvântul adevăr. Doamne, miluiește! Deșupere lor Evanghelia dreptății. Și cu Sfânta Sa, subornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dâns și Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, miluiește! Cei chemați capetele voastre, Domnului, să le plecați. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău,
al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este vrednic să vină să se apropie, să slujească Ție împăratul slavei, grija cea lumească acum să o lepădăm. Unicoare pe Heruvim, cu taină chipuiești, făcătoare de viață, trăim în trei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Acum și pururea și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel binecredicios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoarea de Hristos oastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, pe preasfințitul părintele nostru Daniel, pe frații noștri, preoții, romonahii, diaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe slujitorii cei dinpreună cu noi, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii acestei sfinte biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Milon, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptist, și pe robul lui Dumnezeu Mihai Regele, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestei sfinte biserici, preotul Savian, ieromonahul Arsenie, pe alți titori, militori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vinși și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării, a credinței strămoșești și întregirea neamului românesc, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu
într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Împărtirea voastră este împrăzată și pururea și-n vecii vecilor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mărturisire. Subsemnatul arhidiacon, lăudat Alexandru Mirel, chemat la hirotonia întru preot pe seama mănăstirii Zvorul Tămăduirii Drugănescu, județul Giurgiu, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a chiriarcului meu, preasfințitul părinte doctor Ambrozie, episcopul Giurgiului, că voi îndeplini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără prihană bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străin, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, bine chivernisind casa lui, având copii ascultători cu toată buna cuviință. Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va putea purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? Voi purta totodată cu demnitate ținuta preoțească și voi locui împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând și sporind toate bunurile parohiei, nu mă voi ocupa de activități contrare chemării mele preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și în armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare și de dezbinare, stând permanent în ascultare față de chiriarcul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supus și fidel chiriarcului meu, preasfințitului părinte doctor Ambrozie, episcopul Giurgiului,
și succesorilor săi în scaunul chiriarhal, voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale, deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească. Poruncește, preasfințite, stăpâne, spre robul lui Dumnezeu, arhidiaconul Alexandru Mirel, ce vi se aduce înainte spre a fi hirotonit preot, pe seama bisericii mănăstirii zvorul tămăduirii, protopopiatul Bolintin. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule! Tău, însuți, stăpâne al tuturor și pe acest
care ai binevoita să rânduim prin mine, binevoiește să primească acest mare har al Sfântului Tău Duh în viață curată și credință nestrămutată. Arată-te sfârșitul rob al Tău, bine plăcându-ți într-o doamnă și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească, dăruită lui de puterea Ta cea mai înainte știutoare. Că Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în veci, lor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Lumea, pentru bunăstarea Sfintelui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Ambrozie, Episcopul Giurgiu, pentru asfinția, apărarea nelungă, petrecerea, pacea, sănătatea și mântuirea Lui și pentru lucrul mâinilor Lui, Domnului să ne rugăm. Pentru rogul lui Dumnezeu, Alexandru Mirel, care acum se prohisește preot și pentru mântuirea lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mântuitorul de oameni, Dumnezeu să-i dăruiască lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, ne rugăm. Miluiește! Ca să ne izbăvim noi din tonecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Mai presus decât fiii oamenilor, însuși, Doamne, și pe acesta pe care ai binevoit a intra în dreapta Sfânta Preoție, umple-l de harul Sfântului Duh, ca să se facă vrednic asta fără mihală înaintea jertfelnicului Tău, a propovăduit Evanghelia Preoției Tale, a lucrat cu sfințenie cuvântul adevărului Tău, a aduce dar și am văzut Părintelul prin Maia Nașterii de-a doua, ca și El întâmplinând la a doua venire de Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, unul născut Fiul Tău, și să primească cu mulțimea bunătății Tale, lapta bunei chimerizirea dreptei Sale, că s-a binecuvântat și s-a preamărit pentru tot ce zidul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și în vecii vecilor.